16 octombrie, recolta diavolului. De aceea, bucurați-vă, ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când îngerul îndurării își va strânge aripile și se va îndepărta, Satana va înfăptui faptele rele pe care a dorit de mult să le facă. Furtuni și uragane, războaie și vărsări de sânge, acestea sunt lucrurile în care își găsește el plăcerea și pe acestea le adună în secerișul său. Atât de deplin vor fi oamenii amăgiți de el, încât vor declara că aceste nenorociri sunt rezultatul profanării primei zile a săptămânii. De la amvoanele bisericilor populare se va auzi declarația că lumea este pedepsită, deoarece duminica nu este onorată așa cum ar trebui să fie. Satan va inventa fabule plăcute pentru a ține ocupată mintea tuturor celor care nu iubesc adevărul. Cu un zel mânios, el va acuza pe păzitorii poruncilor. Este furios pentru că nu le poate denatura credința, așa că își va revărsa mânia asupra lor. El va încredința îngerilor lui lucrarea de împietrire a oamenilor răi împotriva adevărului. Știind că are doar puțin timp, el va lucra cu toată înșelăciunea nelegiuirii în cei care sunt pe calea pierzării. Sub chipul unor prieteni care au murit, îngerii căzuți vor veni la fiii oamenilor neprihăniți sau nelegiuiți. Grozav va fi deznodământul la care va fi adusă lumea. Puterile pământului, unindu-se să lupte împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să se conformeze practicilor bisericii prin păzirea sabatului neadevărat. Toți aceia care refuză să consimtă vor primi pedepse civile și, în cele din urmă, se va spune că merită moartea. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu, bucurându-se de ziua de odihnă a Creatorului, cere ascultare și amenință cu mânia pe toți aceia care calcă perceptele ei. Există o luptă constantă între cele două armate conduse de prințul vieții și de prințul puterilor întunericului. Diavolul, ajutat de îngerii lui, este implicat constant în cel mai hotărât efort de a strânge sufletele sub steagul lui, în timp ce Iisus Hristos și îngerii sfinți lucrează sârguincios să contracareze puterile întunericului, salvând sufletele din prinsoarea Satanei și adunându-i sub steagul însângerat al prințului Emanuel.